Utilizarea testelor non-invazive pe scară largă a adus vești bune în județul Buzău. Numărul cazurilor pozitive este extrem de mic. Din datele care le-am primit până în acest moment, adică peste 90%, avem 2 elevi confirmați și un cadru didactic pozitiv. Șeful educației Buzoene a explicat și ce se va întâmpla în cazul celor 2 elevi confirmați cu COVID. Aceste 2 cazuri nu au venit astăzi la școală, s-a trimis la DSP și urmează să primim răspunsul și noi și copiii, de fapt școala și elevii respectivi de la DSP, care este procedura. Deocamdată numerul azi n-au venit la școală, mâine nu vor veni până nu primesc răspunsul de la DSP. Cu toate că această măsură a fost criticată de mulți părinți, numărul refuzurilor de acordare a consimțământului nu a crescut semnificativ față de săptămâna trecută. Nu pot să vă dau o cifră, oricum este destul de nesemnificativă. În puținele situații în care se refuză testarea în școală, avem câte 1-2 sporadic așa și numărul cel mai mare îl avem la școala Râmnicelu, unde avem 600 și ceva de refuzuri din 730 de elevi. Șeful educației Buzoene ne-a oferit și o posibilă explicație a numărului record de refuzuri din comuna Râmnicelu. Cred că directorul școlii a participat la întâlnirea cu părinții, s-a mers și din ușă în ușă. Chestiunea e în altă parte ca explicația acestui refuz. Următoarea testare COVID este programată pentru joi.